Să desfez drumul aici. Ei, eu dat drumul și eu am stricat aici. Deci, începe clasa 11-a. Așa, Andreea mai a anunțat ca niște lucruri noi, s-au predat noțiunea de asimptote, da? Asimptote. Ce poți să-mi spui? Nu înțeleg nici rost, nici cum ți iau de unde până unde, nici... Vezi ce înseamnă, măi, ce tare e chestia asta. Astăzi am avut baftă numai de chestiuni de astea. Fetiță la clasa a 5-a, tot așa mi-a spus, mi-a predat mulțime. Parcă mie n-a fost la clasă. Nimic, 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 nimic. N-am înțeles deși nimic, nimic, nimic. Și ce trebuie să fac eu? Nu știu. Treaba mea asta, deci trebuie să faceți. Deci trebuie să-i predau. Deci trebuie să-i predau noțiunile ca să poată să înțeleagă. Deci despre asimptote v-au predat acolo, v-au vorbit nu știu ce și cred că te-ai strădui să înțelegi, că n-ai stat de vreo. Da, stau într-o bancă, sunt atent. Da. Ce are de acasă să faci teama și de fiecare dată și la funcțiile celelalte. Dacă nu, nu știu, acum n-am înțeles nimic, nimic, dar de obicei nici, nu știu, uiți parcă ce se întâmplă în clasă, ce s-a întâmplat, explicații, adică nu le ai. Și nu-ți mai dai seama, nu știi nimic, că explicații nu sunt cu trebuie. Că dacă ar fi pe înțeles și ți-ar ajunge la inimă, s-ar lega cu ce ai făcut de urmă, gata, ar fi treaba. Păi hai să vezi de ce. Uite, eu îți dau următoarea funcție de X. De forma 5x plus 1 supra 3x minus 2. Dar de nu ți-am dat funcția, ți-am dat numai lege aici. Și ca să fie treaba bună, trebuie să spun domeniu, codomeniu, da. Să fii, da? Ei, hai să vedem. Găsești tu pentru fiecare x, y-ul? Sau ai niște x la care ai ceva dubii? Funcția asta care ți-am dat-o acum, ca să fie corectă, trebuie să stabilești mulțimea pentru tuturor x-urilor pentru care găsești y. De-aia ăsta e domeniul definiției. Da. Domeniul definiției înseamnă să păstrezi, nu poți să spui f definită pe r cu valori în el. Dacă scrie așa, e treaba ta, răspunderea ta. Dacă să faci f de că spune, de 2 pe 3, te rog să lucrezi, da? F de 2 pe 3, cât ar face? Vine 5 ori. 10 pe 3. 10 pe 3, da. 13 pe 3 supra... 13, deodată. 0. 3 pe 3 supra 0, dar părțirea 0 nu are rost. De ce a lui 2 pe 3 nu-i poți spune nimic în corespondență? Da. Deci lui 2 pe 3 trebuie să vezi, trebuie să dai deoparte. Deci F va fi definită pe el. F fi definită pe el. Minus mulțimea formată de elementul 2 pe 3. Pentru că lui nu-i poți găsi. Da? Deci nu-i poți găsi imagine. Ai înțeles acum de ce se pun condiții când îți dă o funcție, pui rezultat tot sistemul de condiții ca să stabilești domeniul definiției. Asta e rostul. Ți se dă legea, dar nu știi să te descurci mai departe. Și acum. Uite o poveste. Să știi că toată treaba care o faci tu în clasa 11-a este pentru a găsi toate perechile X și Y care verifică relația asta. Deci, pe tine te interesează să găsești toate... De fapt, este, cum spuneam altă dată, e vorba de o ecuație cu două necunoscute. Y egal cu 5X plus 1 supra 3X minus 2. Și te interesează toate perechile X și Y, deci care este mulțimea, formată din toate perechile X și Y, pe toate le vrei tu, mulțimea din toate perechile X și Y, cu proprietatea care e relația asta. Y este egal cu 5X plus 1 supra 3X minus 2. Și dacă numerele reale le pui pe o treaptă, perechile îți trebuie două drepte.
O, și atunci hotărăști o dreaptă să fie pentru X, iar cealaltă să fie pentru Y. Da? Și de perechile se reprezintă așa, ca având un X și un Y, duci paralele și găsești punctul. Deci pe tine te interesează să găsești toate punctele din plan, deștepte, care îți facă egalitatea aceasta. Asta înseamnă, de fapt, rezolvarea egalității acestea. Și cum nu ai așa o, la, să ghicești un X și un Y deodată, va fi foarte greu. De aceea mergi pe ideea X și știi. I știi. Că sunt toate numele reale în afară 2 pe 3. Și pui pe o axă, pe o dreaptă. Da? Și Y îi găsești după rețeta respectivă. Deci pe X și știi sunt de la minus infinit la plus infinit. Și doar o problemă ai, 2 pe 3. Când pui bar aici, că pentru 2 pe 3 nu poți găsi da. Elementul, da? Și Y îi găsești aici. Ca urmare a X-ilor pe care știi. Y-ii sunt imagine. Și numai așa pui mâna pe perechi, 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 perechi. De perechi care indică puncte din plan. Pe alea le cauți tu. A studiat o funcție, înseamnă că găsi toate perechile. Toate. O infinitate. Și reprezentăm un plan și puse lângă altul adaug graficul funcției. Deci mulțimea de adevăr care face relația asta adevărată, vrei să, să o reprezinți. Să o reprezinți și asta înseamnă graficul. Deci a face graficul înseamnă chestia asta. Deci îți trebuie toate perechile. Toate. Avem treabă noaptea asta. Ca să le găsim pe toate. Avem o infinitate de puncte. Să ne punem la treabă. Asta e povestea. Și dăm lui X valori. Hai să zicem. Când X-ul e 0. 0 pe aici, nu? Da. Când X-ul e 0, Y-ul cât este? Y-ul este așa. 1 pe 2. Minus 1 pe 2. Minus 1 pe 2, da. Minus 1 pe 2. Pe urmă, când X-ul este o altă valoare? 1. 1. Când X-ul e 1? X-ul e 1, 6 pe 1. 6. 6. Când X-ul e 1, pe aici undeva este, din coace 2 pe 3, da? Când X-ul e 1, Y este 6. 6. Când X-ul e 2? Când X-ul e 2, 11 pe 4. 5 ori 2, 10, 11 pe 4, da? Da. 11 pe 4. Când X-ul e 3? 16 pe 7. 16 pe 7. 7. 16 pe 7. Și mai departe. Mai da, mulți mă decât o dată. Dar eu și de la 2 la 3 trebuie să iau pe toate numele. Sunt infinitate. De aceea, n-aveam cum să le găsim pe toate. Dar ne-am frământat să vedem cam cum se întâmplă, ce fac Y-ii când X-ul se duce la plus infinit. Deci ne întrebăm ce se întâmplă cu Y-ii. De ce facem limită? Ăsta e motivul. Deci limitele le facem dintr-o nevoie practică. Nu așa că ne apucăm facem limite. Nu da? Face. Da, nu, nu. Motivul ăsta este. Că nu putem să găsim pe toate. Da. Și de ce zicem limită pentru X timp de la infinit? Limita pentru X din cine? Adică din expresia aceea. Ce fac Y? Care sunt Y aceea? Din 5X. Plus 1, nu? Da. Supra 3x minus 2. Și face cât? Stai așa. 5 pe 3. Sigur că da. Știi poanta. Scuți pe exactă forța. Deci egal cu... se vadă toți prieteni, da? Egal cu x pe lângă 5 plus deci limită. Limită. Pentru x din de la plus infinit. Din, din x pe lângă... x pe lângă 5 plus 1 pe x. Supra x pe lângă... 3 minus 2 pe x, 1 pe x, 2 pe x, 3 la 0, și atunci x cu x se duc și rămâne 5 pe 3. La 0, la 0 și face, cum ai spus tu, 5 pe 3. Deci câtă vreme x și se duc din ce în ce mai mult spre plus infinit, y se apropie de 5 pe 3. 3.
Vezi? Dacă ne uităm aici, 15/3 cam cât înseamnă? O dată, 1,6. 6 perioade. 1,5 mai mult de 1,5. Aici cât a făcut? 11 împărțit la 4, cât este? În 2. 3 și ceva. Din coace? 2 și ceva. Se vede că Y-ii ce se întâmplă? Scad, nu? La 1 era 6, pe urmă se scad așa ușor. Și se apropie de 5, de 15/3. Că ne-am dat 1. Dar hai să ne apropiem acum de 2/3. Deci, cât înseamnă 2/3? 2/3 e 0,2. Că 0,6. Perioade, da. Nu? Cam așa. 6. E 0,6. 0, da. Perioada 6. Hai să zicem aici 0,75. 0,75 ar însemna 75 3 pe 4. 3 pe 4. Hai să-ți facem F de 3 pe 4. Este mai încoace, nu? De 0,75. 3 pe 4. Deci cât zicem? F de 3 pe 4. Să facem F de 3 pe 4 va fi 16 pe 4, adică 4. Deci, pentru că 15 pe 4 plus 1, da. 19 pe 4. Totul supra. Totul supra 9 pe 4 minus 2 minus 8. Da, 9 4, minus 8, 1. 1 pe 4. Și 4 și 4, 19. Face 19. 4, 4 și face 19. Deci m-am apropiat de 2 pe 3 un pic și face 19. Destul de mult crește. Așa. Acum mă apropii din ce în ce mai mult. De ce sunt nevoit să fiu un fel de obligatoriu cu limită. Da. Limită la ce, în ce parte este cu X și în partea dreaptă. Da. În partea dreaptă a lui 2 pe 3. Deci câte vreme mă apropii de cu X și de 2 pe 3, dar de partea dreaptă, mă întreb ce fac Y. Ăsta e modificatul care face limite laterale. Da? Da. Așa. Deci, Marco, el de în cine? El de în punctul 2 pe 3 egal cu limită pentru X. Cum sunt X și scad sau cresc? Scad. Când vin spre 2 pe 3, este mai mare. Da. Tot de, da? Pentru X și tinzând la 2 pe 3, așa spunea, Smith, așa, săgeată jurul ăsta. Din, sau X tind de la 2 pe 3. Am tind la 2 pe 3 și de sigur că da, din F de X, care mai poate fi scris așa, că mai spus limită pentru X tind de la 2 pe 3, dar X și sunt mai mari decât 2 pe 3, nu așa scris. Da. Din expresia respectivă, din cine? 5x plus 1 supra 3x minus 2. 3x minus 2. Și face? Păi, dacă nu prim, 2. Cu 2 pe 3 și face cât? Hai. Păi era nu. A, nu. Nu, nu, nu. În cazul nostru. A, ce? 10 pe 3. 13 pe 3. 13 supra 3. Supra 0 de care? Trebuie să... Nu, de fapt, dacă e mai mare decât 2 pe 3, e pozitiv. Simți că e pozitiv, da? Dar ai convingerea că îți dă numere mici, mici, dar pozitive? Nu prea ești sigur. Nu. Hai să vedem, să facem tabelul de variație semnului. Deci când X de la minus infinit la plus infinit, pentru 3X minus 2, o gândim ca o funcție de sine stătătoare. Da. Pentru 3x minus 2. Este în 2 pe 3. Este 0. 3x minus 2, da? Da. Și acum, ca să vedem ce Y ar fi pentru 3x minus 2 ăsta, o gândim ca un F1 de X pe asta. O altă funcție.
Așa. Și să vedem ce demoniști din zona asta. Zero. Zero, da. 3, minus 2. Deci minus. Da. Înseamnă că minus tot timpul. Da. Și în dreapta? 1. Vor fi, dacă dai o valoare pozitivă, pe 1, vine 3 minus 2 pozitiv. Da. Deci tu că ești în ce parte a lui 2 pe 3? În partea dreaptă. Da. Ce fel de numere sunt? Pozitive. Ai avut dreptate. Dar asta e justificarea. Da. Ca să nu mai greșești niciodată. Faci semne expresii, da. Este așa, ai văzut ce? Tabelul de variație semnului pentru expresia aceea. Da. De 0 pozitiv. Și cât face numărul ăsta în părțile astea? Nu are sens. Ba da, că e 0 pozitiv, el e mic, foarte mic. Treci. Hai să vedem. Deci facem cât? Ca 0. Nu știu. Încim. Deci vine cât? 13 pe 3 împărțit, nu? Da. Împărțit la 0,000001. Am luat și așa. Un număr foarte mic. Care înseamnă? 13. 13 pe 3 supra. Înseamnă 1 supra cât vreau eu? 2, 4, 6. Da. Un urmat de 6 zero. Și cum se mulțesc două fracții? Mulțim prima? Mulțim prima cu universala a doua. Deci vine 13. 13 ori 1. Ori 1 milion. Da. Și va fi 13 milioane, da? 13. 1. Ba da, 13 milioane. 13 milioane. Supra 3. Care face 5-6 milioane, știu că 13 împărțit la 3, 4 milioane și ceva. Cu cât ăsta e mai mic, cu atât e mai mare. Deci cu cât e mai mic, cu atât e mai mare. Facem plus infinit. Asta e motivul. Da? Deci ceva pe 0 pozitiv, faci raportul semnilor, orice număr ar fi acolo. Da. Face plus infinit de data asta. Dacă ar fi fost minus sus și plus jos, minus pe plus, facea minus infinit. Da. Deci tu faci semnele, ca la algebră, și un număr, orice contie, supra ceva apropiat de 0, faci spre infinit tot timpul. Bun. Deci limita la dreapta lui 2 pe 3 cât? Plus infinit. Deci aici putem să spunem că este plus infinit. Deci cu cât te apropii de 2 pe 3, y-ii sunt din ce în ce mai mari. Și așa scrie. Plus infinit. La dreapta, la stânga să vedem. Limita la stânga. El ies în 2 pe 3. Este egal cu limita. Nu știu cum fie extind de la 2 pe 3 cu x mai mic decât 2 pe 3. Da, din e... f de x care este 5x plus 1. Din cât? Din cine? Din 5x plus 1. Supra 3x minus 2. Da. Și egal cu... va fi egal cu 13 pe 3 supra 0 minus 2. Da, 13 pe 3, corect. Supra 0 negativ, știi tu, am făcut da. Semnul. Și raportul supra semnului înseamnă minus infinit. Deci e minus infinit. Și zici aici, minus infinit. Pui mai jos, da? La dreapta. Da. Deci cu plus infinit în partea de sus, cu minus infinit în partea de jos. Și să vedem, să-i dăm lui minus 1. Hai, minus 1. F de minus 1. F de... va fi minus 6, minus 5. Minus 5. Supra minus 5. Deci minus 5. Minus 5 plus 1, minus 4. Ah, da. E 5 x plus 1. Da. Minus 4 supra... Minus 5. Minus 5. Și 4 pe 5. Deci face 4 pe 5. 4 pe 5. Ești mulți. Deci a trecem la limită. Da. Limita la minus infinit să facem acum, da? Deci facem limită, ca să vedem ce fac y. Limită pentru x. Min de la... Minus infinit, da? Limită...
pentru x tinde la minus infinit din 5x plus 1 totul supra 3x minus 2 face cât? Tot factor forțat, tot da, așa. Da, va fi nu. Va fi 5. Tot 5 pe 3, fără nicio emoție. Da. Dacă aici nu e cu radical și cu modul de asta, în mine. Deci nu, n-am nicio treabă. Da. Tot scoți factor forțat, deci tind tot 5 pe 3. Deci, tot 5 pe 3. Și acum avem ceva informații despre Y. Avem câteva perechi. Am studiat ce se întâmplă cu Y. Și încercăm să reprezentăm un plan. Deci, perechile acelea, am zis că le reprezentăm în plan, lungile două axe a X-ilor, a Y-ilor. Și începem. Când X-ul e 0, Y-ul cât este? Minus 1 pe 2. Minus 1 pe 2. Unitatea o luăm așa, jumătate aici, steluț. Avem însă un punct, când x-ul e 1, cât este x-ul 1, dar aceeași unitate s-o păstrăm. X-ul cât e de mare aici? Mai mult. Cam așa trebuie. Așa, da. Așa. Când x-ul e 1, y-ul este 6. 1, 2, 3, 4, 5 și 6. Aici e punctul. Avem un punct foarte interesant. Două treimi. Adică întregul împărțim în trei. Da? Și noi luăm două. Și pe aici nu există. Punem o dreaptă. Cum am pus-o aici, punem și dreapta asta aici. Da? Dreapta așa. Că nu am cum. De fapt, e dreapta x egal cu 2 pe 3. Deci asta este x-ul egal cu 2 pe 3. Că am făcut ceva analitică, nu geometria analitică. Deci x egal cu 2 pe 3 înseamnă toate punctele de pe asta au același x. 2 pe 3. Când x se apropie de 2 pe 3 din partea dreaptă, ce fac y-ii? Când 2 pe 3, y-ii se duc la plus infinit. La plus infinit, da. Deci, cu cât ai un x pe aici undeva, între 2 pe 3 și 1, da. Y-ul e din ce în ce mai mare. Când l-am luat noi pe 0,75, ne-am dat 19. Te rog să pui dreapta asta mai sus, așa. Da. Hai să o desenez cu alte culoare. Deci, dreapta asta așa, pe la 2 pe 3, am luat-o cu alte culoare. Și am observat cu cât x-ul s-a apropiat la între 2 pe 3 și 1, am găsit noi 0,75 și era 19. Da. Pe aici puneva punctul 19. Deci 1, 2, 3, 4, 6. 6 era pe aici. 19 mă duc pe perete. Da. Cert este că pe aici, pe undeva. Sus. Da? Și înseamnă că cu cât viu mai aproape de 2 pe 3, y-ii sunt și mai sus. Ei, bine, sunt din ce în ce mai aproape de dreapta asta. Din ce în ce mai aproape cu perechile de puncte acelea. Când mă duc la plus infinit, cât este y-ul chiar spre plus infinit? 5 pe 3. Cât înseamnă 5 pe 3? 5 pe 3 înseamnă 1 întreg și 2 trei. Da. Adică un întreg, uite la aici. Și îl împar și pe celălalt în trei părți. Și iau două din ele. Da. Și duc o paralelă o dreaptă pe la acest 5 pe 3. Și o duc și spre minus infinit și spre plus infinit. S-o punctez cu o altă culoare. Hai să zicem sau cu aceeași culoare? Nu, nu. Hai să duc cu altă culoare. Și acum, punctele astea care le-am găsit eu, punctul ăsta de aici, punctul ăsta de aici, și faptul că x-ul se duce spre plus infinit, y-ul
tot scad și se duc spre 5 pe 3. Se apropie de dreapta asta, nu? Da. Aici undeva. Foarte aproape. Ei bine, de la 0 până la 1 am foarte mulți de X care înseamnă alt Y și am multe puncte care puse unul lângă altul, uite așa perechile astea toate, unul lângă altul, toate punctele, unul lângă altul, lasă în plan o imagine, iată, în forma asta, da? Și acesta este graficul funcției, toate unul lângă altul lipite, da? Unul lângă altul lipite, da. Și observăm că parcă din ce în ce mai aproape, undeva vrea să se confunde, da? Da? Dar asta undeva, când te apropii total de zero, fără să se identifice. Deci se confundă, are tendința de a se apropia obraznic de mult. Încât ochiul nu mai știe să perceapă, cu creta eu nu mai pot trebuie să dau punctele celor. Cam așa arată o primă imagine a tuturor punctelor perechi X și Y, că fiecare punct de aici înseamnă un X și un Y. Da. Care verifică relația aceea. Y egal cu 5X plus 1 plus X minus 2. Din date ce am sărit dincolo de 2 pe 3, cât este Y când am trecut dincolo de 2 pe 3, limita din cu acei de 2 pe 3 este minus infinit. La stânga, da? Deci când m-am dus din cu acei, Y-ul în timpul ăsta este foarte mic. Pe aici puneva. Da? Da? Și la 0, cât am zis că este la 0? Asta este un punct. La 1, am găsit la 1, la minus 1, pardon. La minus 1, cât am găsit punctul? 4 pe 5, da. Nu? Adică un întreg și o cincime. Un întreg până aici și o cincime, cam așa. Pe aici ar fi. Și toate punctele care le văd în zona asta, ori da Y și pe aici undeva. Și iată Andreea, că toate unite, puse unul lângă altul, creează imaginea aceasta din plan. Iar încă ceva. Când mă duc cu X spre minus infinit, cât este? Cât Y și cât sunt? 5 pe 3. Așa. Și se apropie mult, mult de dreapta aceea. Merge aproape lipită de ea, din ce în ce mai mult mai aproape de ea. Deci, ce vezi acum, ce am desenat cu culoarea asta, reprezintă, dacă vrei, parte din punctele din plan, că sunt o infinitate, care au calitatea cu orice punct de-ai luat de aici, are un X și un Y, care verifică relația asta. Y egal cu 5X plus 1 spre 3X minus 2. Deci se spune că am figurat, am reprezentat graficul funcției într-un limbaj. Graficul funcției. Da? Ceea ce e reprezentat așa înseamnă graficul funcției. Graficul funcției. A cărei funcție? Asta de aici dată. 5X plus 1 spre 3X minus 2. Deci este graficul funcției. Ceea ce am reprezentat eu aici. Ei, constatăm că au apărut niște drepte, cum e dreapta asta X egal cu 3 pe 2 și Y egal, asta e dreapta Y-celor, dacă Y e tot timpul același tot timpul, Y egal cu 5 pe 3. Sunt niște drepte care lipesc graficul, care trag foarte mult graficul aproape, din ce în ce mai mult. Aceste drepte, Y egal cu 3 pe 2, deci Y egal cu 3 pe 2, dreptele acestea care lipesc, trag de grafic cât mă se poate de aproape, asta poate numele de asimptotă orizontală, este o dreaptă, da? Asimptotă orizontală, este asta. Și cealaltă, X egal cu cât? Cu 3 pe 2, cât este? 2 pe 3. 2 pe 3 este asimptotă verticală. Iată că ți-am introdus noțiunea de asimptote. Da? Este vorba de drepte care trag de grafic cât se poate de aproape. Asimptotă verticală și orizontală.
asimptota verticală așa asta este studiul în stânga și în dreapta și dacă se întâmplă că măcar una din limite laterale să fie infinit, aceea joacă rol de dreaptă, de asimptotă verticală. Deci notăm asimptota verticală echivalent cu studiul limitelor laterale. Studiul limitelor laterale. Studiul limitelor laterale în jurul punctelor spațiu din domeniu. Da? În jurul punctelor spațiu din domeniu, ca să fie mai clar. În paranteză, puncte de acumulare se numesc acestea. Puncte de acumulare. Adică și în stânga și în dreapta fac parte din domeniu, că și acelui punct. Puncte de acumulare. Punct și virgulă. Dacă cel puțin una din limite laterale este infinită, înseamnă că x egal cu x0 acela, nu știu ce valoare are, x egal cu x0, este asimptotă verticală. Limitele orizontale se calculează numai dacă în domeniu ai șansa să faci la plus sau minus, la plus sau minus infinit. Deci nu poți vorbi de asimptotă de care orizontală sau oblică, o să vă discut și de aia de oblic imediat, decât dacă ai șansa să faci limita la plus și la minus infinit. Noi în domeniu am avut plus infinit. Deci trebuia să mă ocup de ce se întâmplă cu x și când mă duc la plus infinit. Dar dacă nu ai, decât este un domeniu mărginit, dincolo până acolo, nu mai poți vorbi de asimptotă orizontală. Da. Dacă domeniul definiției este la 2 la 7, păi tu nu ai și căuta cu x și spre plus infinit, că nu sunt din domeniu, nu te interesează. Nu poți studia comportarea y-celor când x se duce la plus infinit, câtă vreme nu ai în domeniu. Da. Deci, atenție, poți să-ți notezi, asimptota orizontală înseamnă calculul limitei la plus minus infinit dacă este cazul. Adică dacă, ce înseamnă? Dacă în domeniul definiției ai zona aceea de calculat. Atât asimptota orizontală, cât și asimptota oblică. Deci pe amândouă, pentru amândouă e valabil. Asimptota orizontală și asimptota oblică presupune calculul acesta. Asimptota oblică este o dreaptă, Y, e calcul MX plus N. Nu? O dreaptă în plan. Ți-amintești la geometria analitică, Y egal cu MX plus N. Dar ce se întâmplă la plus minus infinit? Y-ul funcției este foarte apropiat de Y-ul Nu? Y-ul funcției este foarte apropiat de Y-ul dreptei acestea. La plus minus infinit. Aproape se confundă. Deci, în loc de Y-ul acesta, poți să pui N de X. La limită. Și apare inegalitatea asta la momentul în care faci limită pentru X tinde la plus sau minus infinit. Din cine? Din egalitatea f de x egal cu mx plus n. Și împarți totul printr-un x. Și dacă faci totul printr-un x, apare f de x supra x, f de x supra x, egal cu cine? Cu m plus n pe x. Dar n pe x se duce la 0. Și atunci rămâne m-ul. Deci cu cine este egal m-ul? M-ul egal cu limită pentru x tinde la plus minus infinit, din f de x pe x. Nu ți-aș avea zis? Da. Din f de x. Ăsta e motivul. Deci m-ul este limită pentru x tinde la plus minus infinit din f de x pe x. Că y-ul dreptei se confundă cu y-ul funcție respectivă. Y-ul care apar după... Iar m-ul, pui, dacă pe m-ul îl știi, afli pe n. Deci m-ul va fi egal cu limită pentru x tinde la plus minus infinit
din f de x minus mx. F de x minus mx. De ce f de x? Păi y cu 10. F de x minus mx. Rămâne nou. Ei, iată că ți-am arătat cine e mu și cine e nou. Mu și nu trebuie să fie finite. Deci observați, mu și nu trebuie să fie finite. Că nu poți să spui în ecuația dreptei că mu și nu sunt valori oarecare. Plus sau minus infinit. Nu pot vorbi. Deci e mu și nu finite. Observăm că există asimptota oblică. Dacă există aceste două limite, m și n, acești doi parametri îi găsești și sunt finite, valori finite. Dar, deci ce putem spune? Că în momentul de față am înțeles ce înseamnă asimptote. Sunt niște drepte care au calitatea asta de a lipi graficul foarte mult. Că asimptota verticală se calculează de regulă în jurul punctului spațiu din domeniu. Că asimptota care oblică sau și orizontală înseamnă limită la plus minus infinit. Hai să vedem dacă este cazul, adică dacă ești în domeniul definiției. Ia să vedem noi acum. Am în minte o funcție frumoasă. F de x egal cu modul din x ori la puterea 1 supra x minus 2. Deci aceasta este funcția. Și să studiem asimptotele. Da? Ne ducem direct asimptote. Dar ai înțeles de ce? Pentru că la reprezentare ai nevoie de așa ceva. Dar nu ți-am dat decât legea. Ca să ne apucăm de lucru, ar trebui să stabilim domeniul de ființă, să vedem ce este acolo. Deci cum procedăm? Care e domeniul de ființă la funcția asta? Ai vreun motiv de supărare? De uza ea? Eu la ce? Sigur, eu e la o fracție. Și fracția ce pretenție are? Fracția numitoră diferă de 0. Deci trebuie să spui repede f de finit. Așa. F definit pe R mai puțin elementul 2. Da? F e definită pe R minus mulțimea formată în elementul 2. Cu valori în R. Bun. Și acum, hai să vedem cum stăm cu studiul. Cum găsim asimptotele. Vedem că 2 este scos de domeniu. Hai să facem limite laterale. Deci problema ar fi asimptotii verticale, nu? Există șanse ca x egal cu 2 să fie asimptota care? Verticală. Deci, mai întâi, asimptota verticală. E vorba de limite laterale în punctul 2. De ce încep? Limită. El ies, da? El ies în 2. Egal cu limită. Da, 2x mai mic decât 2, nu așa? Din modul din x ori el la 1 pe x minus 2. Și egal mai departe cu... Păi dacă avea e la... Mai 2, modul de 2 e 2. Da. 2 ori e la 1 pe 0 de care, fiindcă suntem în stânga. Fiindcă suntem în stânga, este... Cred că e 0 negativ. Te gândești la 1,29 minus 2, dar e minus, e mai mare asta. Și deci stânga 0 negativ. Dacă nu faci tabelul de mare asta, seamănă. Și egal cu 2 ori e la... Cât faci 1 pe 0 negativ? Minus infinit. Minus infinit, sigur, da. La minus infinit și egal cu 2 ori e la minus infinit, cât ar însemna e la minus infinit, e 1 pe e la infinit. E la infinit. Că știi că se întâmplă că e negativ, da? Deci faci 1 supra e la infinit și egal cu e la infinit, cam cât face? E 2 și ceva la infinit? Faci infinit. Deci vine 2 ori 1 pe infinit și care face 0. 1 pe infinit face 0. 2 ori 0, 0. Deci limita la stânga lui 2
este zero. Ce am spus pentru vertical, măcar una să fie. Da. Cum s-o comporta la stânga, nu prea. N-avem șanse, trebuie să fie dreapta. Să vedem dacă dreapta este. Limita la dreapta lui 2 egal cu limita pentru x tinde la 2 x mai mare, mai mare decât 2 din modul din x ori e la 1 pe x minus 2 și egal cu? 2 ori e la 1 pe 0 pozitiv, 2 ori e la plus infinit. Dar vorbește și cu un 2 ori 1 pe e la... Nu, 2 ori e la infinit. E la infinit va fi... toi și ceva. Infinit. Face infinit, da? Da. Pentru că va fi 2 ori e la infinit. Doi și ori. E la infinit. E la infinit, face infinit, 2 ori infinit și face plus infinit, da? Da. Ce înseamnă dacă măcar una este infinită? Tragem concluzia de aici că x egal cu 2, parcă nu? Da. Este asimptotă verticală. În ce parte graficul se va compara asimptotiv? Partea stângă. Stângă, pardon. În dreapta, nu? În dreapta. Dreapta. Deci graficul se va comporta asimptotiv în partea dreaptă. În partea dreaptă se va lipi de dreapta asta. Da? Așa. De sus în jos. Deci am văzut mai înainte, acum am prins așa cam care va fi imaginea. Vezi, avem și imaginea graficului. Bun. Să vedem... Nu, dar să vedem și asimptota oblică aici. Nu. Noi plecăm cu orizontală. Adică facem limita la plus minus infinit. Da. Ca așa am zis. Dacă e cazul, este plus minus infinit aici? Bă, da. Este da, el mai puțin 2. Mai și la plus și la minus. Da? Deci avem... voie sau merită să ne ocupăm de asimptota... Ne ducem deodată la oblică. Că dacă există oblică, nu mai avem orizontală. Pentru că orizontala devine oblică. Și acum noi căutăm pe M. Deci Y egal cu MX plus M, da? Unde e M egal cu limită pentru X timp de la plus infinit deocamdată. Hai să zicem M1. Da? Din f de x pe x. Și egal cu limită pentru x tind de la plus infinit din f de x care este modul din x ori la 1 pe x minus 2 supra x. Și egal mai departe cu modul din x la plus infinit este x. Deci egal cu limită pentru x tind de la plus infinit din x pe lângă ori e la 1 pe x minus 2 supra x. X cu x se simplifică. Și face? E la 1 pe x minus 2. Facem deodată, da? Da. 1 pe infinit face 0. E la 0 face 1. Deci 1. 1 egal cu 1. Nu 1 să-l lătăm. Deci e 1 pentru că a făcut doar plus infinit. Dar minus ar putea să fie alte. Păi nu lătăm ca N2? Că e N1? M1 cu N1. Păi, a tu vrei M2. Hai să ne ducem pe M2. M2 egal cu limita la minus infinit. Da? Da. Asta te spune. Deci limită pentru x tinde la minus infinit din f de x pe x și egal cu limită pentru x tinde la minus infinit din modul din x ori e la 1 pe x minus 2 supra x. Va fi minus i, va fi minus e, limită din minus e la puterea 1 pe x. Din e la puterea 1 pe
x minus 2, nu? Minus, ai spus bine, da? Minus iese față și ceva pe infinit face 0, face minus 1. Deci m1 este, m2, pardon, îți valor diferite. Da. Uneori se întâmplă și la m. Înseamnă că o să avem două oblici diferite. De vedem dacă avem pe n acum. Să calculăm bine, am două trebuie să fie și m și n finite. N1, să zicem. N1 egal cu limită pentru x din de la plus infinit din f de x minus fx, parcă. Da. Și egal cu limită pentru x din de la plus infinit din care e f de x. Ăsta care îl avem noi. Dar fiind la plus infinit, modulul este x, nu? X-ul e la 1 pe x minus 2 minus x. Și egal cu? Scoatem factor forța. Scoatem factor comun, chiar nu-i forța. Deci vine limită pentru x tinde la infinit din x pe lângă e la 1 pe x minus 2 minus 1. Și va fi e la infinit. E la 1 pe infinit. 1 pe infinit. E 0. E la 0 e 1. 1 minus 1. 0 și x ori infinit ori 0. Da. Dar ați fără sens. Deci face infinit ori 0. Aici, vind că e la ceva și această expresie este 0, fundamentală. E la ceva minus 1 spre acel ceva. Deci, deci vom face egal mai departe cu limită pentru x din de la infinit din x pe lângă e la puterea 1 pe x minus 2 minus 1 totul supra 1 pe x minus 2 înmulțit cu 1 pe x minus 2. Știi bine, nu? Da. Ca să am mulțit și am împărțit. Asta este deja cunoscută, este 1. Și rămâne limită, egal cu limită, pentru x din de la plus infinit din x supra x minus 2. Da. Ori 1 pe x minus 2, dar bine. Da. Și limita asta este 1. Nu? Că vine plată. Același grad, da. 1. Și iată că spre plus infinit, da? Spre plus, când x-ul se duce spre plus infinit, avem y egal cu mx plus n, adică m-ul este 1, x plus 1. Asimptotă oblică, da? Da. Y egal cu x plus 1. Rămâi să o studiez și spre minus 1 și dacă și n-ul acela va fi finit, am cele două asimptote oblice. Una spre plus infinit și alta spre minus infinit. Și una verticală, chiar, în dreapta, parcă am văzut, nu? Da. În concluzie, problema asimptotelor este una foarte importantă pentru trasarea cât mai exactă a perechilor de puncte acele, pentru ducerea cât mai exact. Ăsta e motivul. Nu facem niște lucruri ca să ne aflăm în treabă, ci le facem motivat. Trebuie să crească interesul, să înțelegi de ce facem aceste lucruri. Așa că ai înțeles acum noțiunea. Cred că ai înțeles-o. O înțeles-o prietenii noștri. Știi povestea acum un profesor la facultate? Venea, s-a apucat și arunca acolo formule pe tablă. Mă rog, vorbea, nu vorbea. Cert este că studenții mai copiau, mai erau de albor și la întâlnirea cu decanul îi spune decanul, domnul decan, păi știți, nu înțelegi nimic la cursul profesorului Butare. El mă avea, profesorul respectiv, mă avea reclamații de genul ăsta. Pentru că mi-a atras atenția. Și decanul îi spune, băi, fii atent că deși te duci tu acolo, pui tablă, una cu alta, și, dar ai explică de ceva, fără pe ăștia să urmărească măcar o parte din ei, că toată lumea spune, nu înțelege absolut nimic. Vine el la curs. Ei, doar și studenți, cum era înainte. Dom'le, dar ce nu înțelegeți? Care-i povestea? Și, păi, să vă explic cu și începe acolo, spune, tu să uităm, n-ați înțeles?
Nicu' așa. Încă o dată explică, încă o dată spune. Apoi știi care e povestea? Eu nu știu nimic ce să vă mai fac. Am înțeles-o și eu, dar păi, dacă am înțeles și eu, voi nu, tot nu înțelegeți. Ăsta este mecanismul. Nu ți degeaba ți l-am spus. Că și inclusiv profesorii care vin la clasă și dacă ei n-au noțiunea clară, cum să te facă pe tine să înțelegi? Da? Deci, asta este marea drama învățământului. Se fac lucruri mecanic, fără să înțelegi rostul lor, și chiar te enervează dacă nu înțelegi nimic. Da, asta e povestea. Așa că, acum trec la lecția ta. Când mi-ai cerut unde să fac, să vorbesc despre astea toate. Da. Cer, te rog. Să se determine asimptotele funcțiilor f definit pe d cu valori în r. Și așa. Avem... 1. F, f de x. X egal cu 1 supra x pe lângă x minus 1. X pe lângă x minus 1. Adică f e definită pe, te rog să-ți vorbești, pe definită pe... F definită pe... Iar? F, în afară de în ce? În afară de... Pe x, pentru că x nu sunt desfiz. 0? În afară de 0. 0 și 1? 0 și 1. 0 și 1, sunt două puncte. Da. Cu valori în el. Ei, astea sunt. În jurul ăsta, astea sunt scoase din domeniu. Face asimptote verticale. Deci te ocup de asimptota verticală mai întâi. Da. Deci asimptota... verticală. Ce am spus eu? Că asimptota verticală se calculează în jurul punctelor scoase din domeniu. Da. Stânga și dreapta. Începem cu x egal cu... x egal cu 0. Și zicem. Ele sunt 0. Hai, vorbește, te rog. Ele sunt 0. Egal cu... pentru x la 0. Da. Dacă la stânga x mai mic cu 0. Nu te grăbi. Deci facem așa. Ești bine. El ies în 0, egal cu limită pentru x din de la 0, x mai mic ca 0. Ce ai zis, nu? Din 1 așa, supra. Din 1 supra x egal cu x minus 1. A, tu ai zis așa, dar eu am obosit de aia la 4. Așa, din egal mai departe, egal. Din chestia asta, egal cu 1 supra. Ei, aici problema ce fel de 0 pui. De aceea luăm deoparte x de la minus infinit la plus infinit și facem semnul lui x pe lângă x pătrat minus x. Ca și cum ar fi x pătrat minus x. Rădăcinile sunt 0 și 1, nu? Da. 0 și 1. În dreptul ăla avem 0 și 0. Și dacă dăm minus 1 valoare, va fi 1 plus 1 va fi pozitiv. Deci pe aici e plus. Da. Între este minus. Minus, urmă plus. Noi suntem în stânga lui 0, nu? În stânga lui 0. Aici ești, vecin cu 0, aici ești. Da. La plus. Face 0 pozitiv. Plus. Care face cât? Plus infinit, dar cu convingere. Plus pe plus, plus. Da. Și infinit. Plus infinit. Limita la dreapta lui 0 egal cu limita. Egal cu limita. Cu x mai mare decât 0, deci 1 supra x până x minus 1, dacă x este mai mare decât 0... E dincolo de 0, imediat de 0, vecin cu 0. Da, este negativ, 0. Deci 1 supra 0 negativ și face minus infinit. Concluzia. X egal cu 0, asimptotă verticală, că măcar una, ba mai mult, amândouă sunt. X egal cu 1. Limită pentru x tinde la... limita stânga. La stânga, da. Limita la stânga lui 1. Egal cu limită pentru x tinde la 1, x mai mic decât 1. Din 1 supra x până x minus 1. Și va fi 1... supra 0 de care? Mai mic, e negativ. Ești vecin acolo, nu? Da. 0 da? Negativ. Minus infinit. El de? El de. 1 va fi limită pentru x la 1, cu x mai mare ca 1.
1 supra x minus 1 egal cu 1 supra 0 pozitiv. Da. Și x egal cu 1, tot asimptotă verticală. Și x egal cu 1, tot asimptotă verticală. Ai, te pregunte să te duci la plus și minus infinit? Cu limita? Da. E domeniul nebărgii. Da. Deci de aceea vă face limita și la plus minus infinit. Limitul pentru x tinde la limită pentru x tinde la plus infinit. Deci asimptota care acoperă? Asimptota orizontală. Da. Că asta, nu? Limită din f de x, adică din cine? Din 1 supra x pe lângă x minus 1, este egal cu? Așa, scoate. Ce să scoate? Trește. Face 0, ce mai trebuie să vedem? E x-ul jos. Da. Da? Scoate, dacă vrei un x de aici, da, forțat, nu știu ce, dar pierd timpul. E clar. Da. Sus n-am nimic. Și limită pentru x tinde la minus infinit, 1 pe x pe lângă x minus 1, egal tot cu 0. Înseamnă că y egal cu 0 trebuie să fie infinite. Da? Y egal cu 0 este asimptotă orizontală și spre plus minus infinit. Adică asta înseamnă axa x-lor. Că y egal cu 0 este axa x-lor. Da. Deci axa x-lor este asimptota orizontală. Nu mai avem oblică. Că fosta oblică devine orizontală. Deci observați, noi calculăm pe m și m că m va da 0, m va da 0 și în final este aceeași. Ce alte chestiuni? F de x egal cu x pătrat minus 1 pătrat minus 4. Deci f de x egal cu x pătrat minus 1. Hai să zic f de x egal cu x pătrat minus 1 supra x pătrat minus 4. X pătrat minus 4. Domnule definiție. Păi x pătrat, nu, x diferit de 2. De 2 și de minus 2. Ah, da, e pătrat. Pătratul, deci. Da. F e definită pe iar minus mulțimea formată din elementul 2, respectiv minus 2. Cu valori în iar. Așadar, asimptota verticală 2 și minus 2. Pentru asta fac și semnul aici ca să mă pot deja. X de la minus infinit la plus infinit, x pătrat minus 2, numitor, este în minus 2 și 2, 0 și 0. Dau o valoare. Minus 3 ar fi 9 minus 4 pozitiv. Pozitiv. Minus și pe un plus. Da? Da. Începem. Limita stânga. Deci pentru x egal, începem cu x egal cu minus 2. X egal cu minus 2. Și zicem. Limita stânga din minus 2 egal cu limita de la minus 2, x mai mic decât 2, din x pătrat minus 1 supra x pătrat minus 4. Și egal cu? Scoate factorul forțial numai la plus minus. Da, numai la plus minus. Nu. O prim pe x cu minus 2. Ar fi 2 minus 1, 1. 4 minus 1, 4. 3. Da, 3. Supra? 4 minus 4, 0. 0 de care? Că este stânga lui minus 2. Este stânga lui minus 2, este pozitiv. 0 pozitiv. Și plus infinit. Plus infinit. La dreapta, lui minus 2 egal cu limită. Limită pentru x stânga la minus 2. X mai mare ca 2. Ca minus 2. X pătrat minus 1 supra x pătrat minus 4. Deci x pătrat minus 1 supra. Așa și va fi 3 supra x pătrat minus 1 supra x pătrat minus 4. Și face? 3 supra 0 negativ minus infinit. Minus infinit.
Așa că el ies, ce încă o concluzie trage? Pe x egal cu minus 2, asimptotă verticală, da? Da. Ne ocupăm pentru cealaltă, în x egal cu 2. X egal cu minus 2, asta este. Da. Așa. X egal cu 2. El ies de la stânga în 2. 2. Pentru x din de la 2. Minus 1 supra x pătrat plus 4, 4 minus 1, 3 supra 0, dacă x mai mic de 2, 0 negativ, și este minus infinit. Minus infinit. Este la dreapta lui 2. Egal cu limita pentru x din de la 2, cu x mai mare decât 2, și x pătrat minus 1 supra x pătrat minus 4, egal cu 3 supra 0 pozitiv, și este plus infinit. Care e concluzia? Că x egal cu 2, asta, este asimptotă verticală. Și iată că am studiat asta cu verticală alternată, acum să ne ocupăm de orizontală. Da. A plus minus infinit. Hai, începe tu, grebele. Și de tot, e o tablă, tu și fă. Limită pentru x timp de la plus infinit de f de x. Da. Egal cu limita pentru x din de la plus infinit din x pătrat minus 1 supra x pătrat minus 4. Spalem x pătrat. Sigur că da. Limita pentru x din de la plus infinit din x pătrat pentru 1 minus 1 supra x pătrat supra x pătrat pentru 1 minus 4 pe x pătrat și vine 1 pe 1. Adică 1. 1, sigur. Limita pentru x din de la minus infinit din f de x egal cu limită pentru x din de la minus infinit din x pătrat minus 1 supra x pătrat minus 4 și egal cu limită pentru x din de la minus infinit din x pătrat pentru 1 minus 1 pe x pătrat supra x pătrat pentru 1 minus 4 pe x pătrat și se propune. Tot 1. Care e concluzia? Că da valori finite și atunci spui că y egal cu 1 este asimptota spre plus minus infinit. Atât spre plus cât și spre minus. Da? Mergem cu altă funcție. F de x egal cu x la 3 supra x pătrat minus 9. Egal cu x la 3 supra x pătrat minus 9. X pătrat minus 9. F definit pe f cu valoare fără 3 și plus minus 8. Da? Valori mici. Și atunci facem limita la stânga și la dreapta la punctele astea. Da, să facem tabelul de valori. Da. Al x pătrat minus 3. Minus 9. Minus 9, da. X de la minus 1 la plus infinit. E vorba de x pătrat minus 9. Minus 3 și 3. 0 și 0. Cu minus 4 ar fi 16 minus 9 ar fi pozitiv. Deci, aici pozitiv, minus și al plus. Pentru x egal cu minus 3, vorbește? Pentru x egal cu minus 3, limita la stânga minus 3, egal cu limita pentru x de la minus 3, cu x mai mic de minus 3, din x la 3 supra x pătrat minus 9 și egal cu 2 minus 27 da. Supra 3, 0 care este fiindcă este mai mult, este pozitiv, 0 pozitiv da. Și este plus infinit minus că plus pe minus a, dacă e minus 8 tenți mult da. Limita la dreapta din minus 3 egal cu limita pentru x din de la minus 3 cu x mai mare decât minus 3 din x la 3 asupra x pătrat minus 9 și egal cu minus 27 supra 0 negativ și este plus infinit. Plus infinit. Înseamnă că x egal cu? X egal cu minus 3 este asimptotă verticală. Asimptotă verticală. Ce facem acum?
facem absolut tot... Da, te rog să vorbești tu. Așa, calculăm minus la plus infinit. Da. Limite pentru x din de la plus infinit din f pe x. Da. Egal cu limite pentru x din de la plus infinit din x pătrat. Nu, x la 3 asupra x pătrat minus 9. Da. Scoatem factorul forțat. Limite pentru x din de la plus infinit din x la 3 asupra x pătrat pe lângă 1 minus 9 pe x pătrat. Da. Rămâne x supra 1 minus... Ce se face? Adică infinit. Infinit, sigur că da. Faptul că faci infinit, atunci faci, te duci la... Înseamnă că nu există asimptotă orizontală și te ocupi de oblică. Da. Deci rezultă, nu există asimptotă orizontală și ne ocupăm de cea oblică. Să zicem, y egal cu mx plus m. Y egal cu mx plus m. Este asimptota oblică, nu? Da. Unde m egal cu... Ai tras concluzia că și x egal cu 3 asimptote verticală, da? Da. Y egal cu mx plus n. Unde m știu bine că este limită pentru x timp de la plus minus infinit pe rând face din f de x pe x. Dacă e cazul. Dacă e, și că la noi este cazul, da? Și n egal cu limită pentru x tinde la plus minus infinit din f de x minus mx. Da. Și te ocupăm. Spre plus infinit. Poate mergem o dată. Că s-ar putea să fie același lucru. Da. Deci m egal cu limită. Nu la ca în exercițiul anterior cum a fost cu modulul. Da. Am fost nevoit modulul să mă duc spre plus și spre minus, da? Limit pentru x tinde la plus minus infinit din f de x pe x, vorbește. F de x pe x. Egal cu limită. Egal cu limită. De la plus minus infinit din? Din x la 3 x la 3 supra x pătrat minus 1, totul supra x. Minus 9. Minus 9, da. Și totul supra x. Egal cu limită. Egal cu limită pentru x din plus minus infinit din? X la 4 supra... Nu, că mulțim, x-ul va fi jos. X la 3 supra x pătrat minus 9 ori 1 pe x. Să duci x-ul cu bărți și rămâi la a doua. Și faci egal mai departe cu limită. Și faci limită. Pe x din de la plus minus infinit. Din x pe x pătrat minus 9. X pătrat supra x pătrat minus 9. Dacă a fost un x-ul dus să fost x la 3-a. Da? Și vine x pătrat pe x pătrat minus 9. Facem x pătrat... Factor forța și face 1, se vede. Gradele, 1 pe 1. Gradele sunt egale. Da. Deci mu este 1. Mu, să vedem. Mu egal cu limită, vorbește. Limită pentru x din de la plus minus f de x minus mx. Și egal cu limită pentru x din de la plus minus infinit din x la 3 asupra x pătrat minus 9, minus x. Minus x. Și egal mai departe, cu limită. Limită pentru x din de la plus minus infinit, din x la 3 minus x la 2. X la 3 aduc la ce ajutor? X la 3 minus x la, la 3 da. Plus 9 x. Așa bine, nu? Da. Totul supra, totul supra x pătrat minus 9. Și x la 3 acum. X la 3 se reduc. Și ar fi egal cu limită. Limită pentru x din 9 x supra x pătrat pe 1 minus 9 pe x pătrat. X pătratul pe x-ul 9 pe x. Da. Care e 0. Și ar fi încât finite, voi spune că y egal cu mu care l-am găsit 1 ori x plus 0 este asimptota verticală. Adică y egal cu x. Nu? Asimptota nu verticală, oblică. Oblică.
Grație, tot aubrică. Alte funcții? Asta a fost. Hai să vedem ce ai învățat aici din toată discuția asta. Ce sunt asimptotele? Că, practic, trebuia să te-a pus să faci lecția, să-ți faci tema, fără să știi nimic în legătură cu asimptotele. Pare că n-ai fost la școală. Nu? Ți ceară un sentiment de tristețe. Da. Străduinte și n-ai înțeles nimic. De aceea, chiar să te uiți în manual, autorul, cum o fi introdus acolo? Cât e ceasul? Este 10 fără 5. 10 fără 5. Ne oprim aici, că unii întindem prea mult, nu are rost altă dată. Tot amânăm altă dată, habar n-am când va fi altă dată. Dar mă bucur că am putut să pun la punct noțiunea de asimptota unei funcții. Fiindcă am în minte un exercițiu, să studiez asimptotele funcției f de x. Iată, f de x egal cu x plus radical din modul din x pătrat minus 1. F de x egal cu x plus radical din modul din x pătrat minus 1. Asta pune în inițială și să spui ce asimptote ai găsit la funcția aceasta. Hai să facem sinteza